Vindecări cu ajutorul sugestiei în epoca modernă. Deveniți conștienți de sursa oricărei vindecări. Urmăriți să realizați faptul că, dacă orientați într-o direcție bună forța subconștientului, puteți să eliminați orice boală a corpului sau a minții. Elaborați un plan bine definit și formulele potrivite pentru a face ca dorințele dumneavoastră să pătrundă în subconștient. Imaginați-vă cu claritate ceea ce doriți și deveniți conștient că acel lucru reprezintă deja o realitate într-un plan subtil. Perseverați și veți obține sigur rezultate. Urmăriți să înțelegeți ce înseamnă credința. Ea reprezintă un gând întreținut cu perseverență prin care dumneavoastră deveniți creatorul unei anumite realități. Să vă complaceți în boală sau să credeți că sunteți vulnerabili, acesta este cel mai rău lucru pe care îl puteți gândi. Credeți cu tărie în sănătatea perfectă, în prosperitate, în pace și în ocrotirea divină. Credeți cu tărie în sănătatea perfectă, în prosperitate, în pace și în ocrotirea divină. Credeți cu tărie în sănătatea perfectă, în prosperitate, în pace și în ocrotirea divină. Gândurile nobile și puternice pe care le întrețineți în mod perseverent în minte se vor transforma în realitate pe măsura naturilor benefice și a credinței dumneavoastră. Folosiți beneficiile terapiei prin rugăciune în viața de zi cu zi. Alegeți un proiect, o idee, o imagine mentală, focalizați-vă mental și emoțional asupra acelei idei și mențineți-o cu fermitate până ce rugăciunea vi se va îndeplini. Amintiți-vă că, dacă doriți cu adevărat să aveți puterea de a vindeca, o puteți obține prin credința și prin cunoașterea modului în care conlucrează conștientul și subconștientul. Deci, credința se obține și prin cunoaștere. Credința totală se manifestă atunci când se obțin vindecări ale unor bolnavi, chiar fără a fi cunoscute exact forțele care intervin. Rugați-vă pentru cei pe care îi iubiți și care sunt bolnavi. Relaxați-vă mintea și emiteți gânduri de sănătate, vitalitate și perfecțiune. Gânduri care se vor transmite în mentalul subiectiv, subconștientul, macrocosmic și, ajungând la bolnav, îl vor ajuta să se vindece.